nicio problemă, o să ne vin. Duminică, în jurul orei 15, un puternic incendiu de vegetație a avut loc în pădurile din comuna Albeștii de Mușcel, sat Cândești, în zona cantonului. Pompierii militari s-au deplasat cu o auto specială cu apă și mijloace de primă intervenție, lopeți, vermorele cu apă. A ars vegetație uscată și frunziși în interiorul pădurii de fag pe aproximativ 10.000 de metri pătrați, dar și mai mulți arbori de la liziera pădurii. Intervenția pompierilor a fost îngreunată din cauza distanței până la locul incendiului, a terenului foarte abrupt și a vântului foarte puternic la acel moment. Pompierii au fost ajutați de cetățenii din sat și de voluntarii de la Serviciul de Voluntari pentru Situații de Urgență Cândești. Aceștia trag un semnal de alarmă deoarece lipsa ploilor, dar și vegetația foarte uscată, provoacă pagube însemnate când incendiile scapă de sub control, putând distruge păduri, livezi, chiar și locuințe.